Să mergem mai departe să vedem pentru raci, gazdele atâtor planete, destul de tensionate cei drept aceste planete, ce ar putea însemna Vanda acest lucru pentru ei? Planetele acestea sunt tensionate, dar sunt și foarte ajutate de trigonul cu Neptun, care poate să echilibreze mult quadratura pe care toate planetele o fac cu Jupiterul din balanță. Pentru raci a venit momentul acțiunii, Marte nu le mai dă pace, îi face să-și ia decizii, îi face să urmeze un plan de acțiune, uneori chiar fără să se gândească prea mult. Totuși să aibă grijă racii să nu facă foarte mult apel la ideile de moment, să stea puțin să le gândească. Acel Mercur în rac ar trebui să îi ducă puțin înapoi la lecțiile trecute. E bine ca racii să evite să facă aceleași greșeli pe care le-au mai făcut și să cadă într-o capcană a temerilor legate de trecut. Dar în același timp, pentru raci este o perioadă în care își găsesc puterea de a spune da sau de a spune nu, o perioadă în care să-și trăiască prezentul la prezent, pentru că ei au inclusiv această tendință de a raporta totul la ceea ce a fost, și în același timp să-și reconstruiască imaginea de sine, stima de sine și încrederea de care au atâta nevoie, pentru că ei, fiind atât de emoționali, atât de tributari emoțiilor, uneori scapă din vedere realitatea și asta îi doare până la urmă. Aspectul foarte frumos pe care îl fac toate aceste planete din rac cu Neptun ne spune că sunt liberi să viseze și mai ales sunt liberi să-și împlinească visele. Tot ceea ce părea să îi împiedice, această lună nouă poate să elimine, pentru că de obicei ceea ce îi împiedică pe rași sunt doar ei înșiși. Tocmai aceste piedici născute din teamă dispar pe această lună nouă, iar ei pot să-și urmeze calea liniștiți. O atenționare legată de viața lor de familie, Jupiterul... Dar cu siguranță luna aceasta nouă în semnul lor și pe opoziția clară cu Pluton înseamnă un lucru foarte important, propune un lucru foarte important pentru ei. Într-adevăr, opoziția cu Pluton îi determină să se uite mai bine la oamenii din jur și să încerce să nu mai judece pe nimeni și să înțeleagă că ceea ce lor nu le place la ceilalți lucruri pe care le au de amendat la ei. Iar această distinție pe care Jupiter o face le spune racilor că este momentul să simtă că cei din familie le sunt aproape și le sunt aliați și nu dușmani, le sunt factori de echilibru și că până la urmă doar de ei depinde să vadă acest lucru în familia lor, pentru că frumosul este în ochii celui care privește și armonia este la fel. Care ar fi punctul vulnerabil pentru ei? Sunt puncte vulnerabile care țin de imaginea de sine, dar mai ales țin de faptul că ei au niște mici provocări apropo de sănătate și apropo de muncă. Pe latura aceasta ei ar trebui să vadă dacă ceea ce fac în acest moment le scoate în evidență talentele, le scoate în evidență creativitatea sau sunt lucruri care îi împing în rutină. Saturn și Lilith îi îndeamnă să înțeleagă ce tip de muncă le-ar place, ce lucruri le-ar place să vadă ieșind din mâinile lor. Și lucrul acesta este important pentru că dacă ei persistă în a face lucruri care nu le plac, pot să apară boli, pot să apară tulburări în plan fizic și ar fi păcat, pentru că ei somatizează atât de mult orice nemulțumire, încât trebuie să fie foarte atenți, pentru că corpul lor răspunde imediat la orice tip de teamă, la orice furie, la orice dezechilibru cât de mic. Este foarte important pentru ei, pentru că nu întâmplător avem atâtea planete în semnul lor și luna nouă se întâmplă aici, avem și acea opoziție despre care vorbeai cu Pluton, acele triunghiuri foarte frumoase cu Neptun, totul arată că racii trebuie să dovedească și să-și pună la punct un adevărat sistem de valori. Ei trebuie să înțeleagă după ce repere funcționează, nu mai au voie să funcționeze haotic sau să nu-și înțeleagă propriile
aprecieri sau propriile păreri sau propriul suflet sau să se lase duși de val. Să se lase duși de cursul vieții, dar în direcția corect dictată de către destin. De asemenea, este o perioadă în care racii pot menține legătura sau o legătură cu trecutul prin evenimente care îi izolează acolo. Însă, în absența înțelegerii corecte a acestui trecut, chiar dacă îl retrăiesc, lucrurile poate nu sunt de o reală valoare. Deci acest trecut care lor li se permite pe această opoziție, pe Pluton în Capricorn, semnul care îi conectează cu însuși trecutul lor, trebuie să se facă și într-un context în care ei vor înțelege la nivel matur, la un nivel de filozofie, ceea ce li s-a întâmplat în trecut și cum să se repoziționeze față de prezent. S-ar putea să găsească săptămâna următoare un ideal impersonal și să se raporteze la ei, la el. Au nevoie de o astfel de ancoră care să îi ajute să se simtă puternici. Pluton în semn opus, spuneam, și pe acest fenomen de lună nouă, poate interveni precum o chirurgie pe trecut, nu numai că înțeleg trecutul și nu numai că se vor raporta la el, dar tot ceea ce a rămas netratat sau neînțeles sau nefolositor până la urmă poate fi exclus. De asemenea, ei pot vedea și eforturile anumitor eforturi, efectele anumitor eforturi din trecut, adică acolo unde au făcut lucruri bune, acum cu siguranță vor fi răsplătiți, vor fi meditativ săptămâna următoare și decât să privească direct în față, anumite probleme s-ar putea să prefere să le minimizeze sau să le vadă ca și când nu ar fi atât de relevante. Însă luna următoare cu siguranță le va atrage din nou și din nou atenția. Vor utiliza corect orice tip de energie, de fapt acest lucru îl recomandăm, și astfel ar putea chiar obține anumite calități terapeutice. Se pot concretiza și anumite vise pentru nativ Irak, pot apărea senzații profetice. Vor avea sentimentul că nu sunt singuri și chiar că sunt înțeleși de anumite persoane din anturajul apropiat, persoane cu care sunt pe aceeași lungime de undă. Le recomandăm de asemenea și să devină obiectiv și să aibă o personalitate dezinteresată. Este o săptămână în care nativ Irak cu adevărat ar trebui să-i ajute pe ceilalți și să fie total dezinteresați. Revenim după publicitate și cu previziuni pentru nativii Leu. Am revenit să vedem o concluzie pentru nativii Irak săptămâna următoare. Spuneam că ar trebui să devină obiectiv și să aibă o personalitate dezinteresată, să-i ajute pe ceilalți. Karma lor are nevoie de multă disciplină și de eliminarea indeciziilor și a haosului. Practic, i-am sfătuit să-și dorească să concretizeze ceva, iar dacă s-a concretizat ceva, să creadă în acel lucru, o aplecare către tot ceea ce consideră ei că ar fi privilegiat în viața lor și tot această repoziționare va duce și va atrage o reformulare profundă. Cu alte cuvinte, ceea ce vine clar către destinul lor trebuie respectat și trebuie mers cel puțin o perioadă pe direcția respectivă. Să mergem mai departe.